și mănăstirea Bocșa-Vasiova din județul Caraseverin îl are ca ocrotitor pe Sfântul Ilie. În ajunul sărbătorii, preasfințitul părinte Lucian, episcopul Caransebeșului, împreună cu preasfințitul părinte Emilian Loviștianul, episcop vicar al Arhiepiscopiei Râmnicului, au săvârșit slujba vecerniei unită cu litia. Răspunsurile la strană au fost date de grupul Psaltic Etos al episcopiei Caransebeșului. Această mănăstire de peste 100 de ani din eparhia noastră este ocrotită de Sfântul Ilie Tezviteanul, un sfânt drag și apropiat de sufletul clerului și poporului binecredincios din țara Banatului. Pentru că din cele mai vechi timpuri, Sfântul proroc Ilie Tezviteanul a fost considerat ocrotitorul Banatului. Așa se face că multe biserici, multe mănăstiri și schituri îl au pe Sfântul Ilie ca și ocrotitor. Săvârșirea Sfintei Slujbe a Privegherii la Mănăstirea Vasiova împreună cu preasfințitul părinte Lucian, episcopul Caransebeșului, care m-a invitat să particip la hramul acestei mănăstiri, înseamnă slujbă de laudă adusă lui Dumnezeu, slăvirea lui și acum a Sfântului proroc Ilie, pe care îl pomenim în biserica noastră ca unul care s-a rugat lui Dumnezeu, a ascultat de Dumnezeu și Dumnezeu i-a împlinit rugăciunile. El reprezintă pentru noi un model de rugător, un model de om credincios care, prin multă credință, râvnă și dragoste, l-a slujit pe Dumnezeul cel adevărat. Așa și noi să-L slujim pe Dumnezeu cel adevărat, cu credință, cu dragoste și nădejde, că ne dorește dincolo de viața pământească și viața veșnică, să fim apărători ai vieții, să iubim viața, viața în Hristos, viața în biserică, darul lui Dumnezeu. La slujba au participat autorități centrale și locale, precum și credincioși din întregul Banat. Avem foarte mulți oameni care vin să fie împreună rugători cu noi. Sfântul proroc Ilie, fiind o personalitate a Vechiului Testament, oamenii au o evlavie deosebită pentru acest sfânt, oamenii din zonă și nu numai, și ne bucurăm că toată această întâlnire a noastră în rugăciune ne arată un lucru extraordinar pentru vremurile de acum, și anume că oamenii pot trăi în comuniune și într-o comuniune ontologică, preocupați mai ales de bucuriile spirituale. Întemeierea mănăstirii Vasiova este legată de o legendă care spune că la 1850 un miner de la Ocna de Fier, suferind un accident, a venit la un izvor de la Vasiova, după ce și-a clătit ochii și a băut din apa de aici și a recăpătat vederea.